să pornești. Așa că, bună ziua, dragii mei, astăzi am hotărât să vorbim despre niște produse deosebite legate de îngrijirea pielei. Toată lumea știe că pielea este organul cel mai mare al nostru și pielea ne protejează. Este minunat cu o avem, pentru că ea are mai multe funcții de protejare, de împotriva frigului, împotriva căldurii, prin por respirăm, ne hrănim, avem o suprafață pe care o putem proteja cu haine, avem o suprafață de piele pe care nu o putem proteja niciodată. Este fața, sunt mâinile care numai în timp de iarnă le putem proteja. Așadar, când a apărut pe piața EMOI o nouă gamă care se numește GNH de îngrijire a pielii și de spălarea mâinilor, de geluri de duș, săpunuri diferite, am fost foarte atentă la compoziție. Ce ingrediente folosesc, ce tehnologii noi au introdus compania, fiind compania este fondată în 59 și a avut mai multe game care s-au schimbat permanent. De ce au hotărât ei în câțiva ani în urmă, sunt undeva vreo 5 ani în urmă, să schimbe gama de îngrijire personală și au schimbat-o total? De ce au schimbat-o total? De ce a apărut informații noi, tehnologii noi, ingrediente noi, posibilități de a face lucruri mai calitative? Și clar că, datorită multor informații recente, au apărut și unele lucruri care oamenii la populație nu se aducea ca informații, ca să știe, da? Hai să începem cu săpunul. E un săpun, parcă e un săpun el simplu, da? În care se spală mâinile de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori pe zi. Ce am vrea noi de la un săpun? Am vrea să curățe bine și să nu ne traumeze pielea, da? Să nu usuce pielea, să nu crape pielea și să aibă un efect extraordinar. Acest săpun este făcut din ingrediente derivate din mai multe surse naturale, dintre care una este afinele. Da? Este un produs extraordinar de concentrat, în primul rând. Așa, un flaconaș are 450 de doze. Este, dacă aveți copii acasă și iubesc, să apasă des pe acest flaconaș, puteți și să-l deluați, că ei să primească plăcerea apăsării, da? Este un produs care foarte bine scoate mirosurile foarte stridente, de exemplu de ceapă, de pește, dacă ați lucrat. Foarte bine funcționează. El este în ambalaj mic și în ambalaj mare de 1 litru. Acest ambalaj mare de 1 litru are aproape 2000 de doze. Este ca o rezervă care se adaugă în acest flaconaș când se termină. Eu sunt foarte încântată, este foarte econom, e foarte econom. Acum să vorbesc un pic despre gelurile de duș. Gelurile de duș sunt niște geluri extraordinare bazate pe, exact ca și săpunul, pe bază de ingrediente și mai au la bază și vitamine care hrănesc pielea, da? Care o cafetifilează, care o hidratează. De exemplu, avem un gel de duș cu... bazat, se numește Refresh, da? Care curăță în profunzime epiderma și o lasă foarte fină și hidratată. Aici intră numai decât aloe vera, da? Este un ingredient extraordinar și un lucru benefic al are aloe față de pielea noastră. Este în ambalaj de 450 și în ambalaj de 1 litru, da? Exact acel de 1 litru, 2000 și ceva de doze, da? Exact ca și săpunul, este mai bine de folosit în ambalaj mare. Este un gel de duș, o cremă de mâini pe bază de miere din floare de portocal, care conține și semințe de bostan și conține undișeia. Vreau să spun că este o plăcere să faci un duș cu așa produse extraordinare, dar și foarte economic. De ce m-am oprit astăzi la aceste produse? Deoarece unii oameni nu înțeleg esența unui produs bun în casă. Da? Când au apărut produsele, am început să citesc conținutul, ingredientele și la urmă era scris, nu conțin conservanți,
nu conțin colorant și nu conține triclosan. Și mă gândesc, și prima dată n-am atras atenție, de două ori, de trei ori, triclosan în toate produsele nu este triclosan. Și zic, ce să văd? Și am apelat la nenea Google, da? Nenea Google spune, triclosan este un produs chimic care a fost produs ca un produs antibacterian, care se folosește în mai multe produse de îngrijire personală, inclusiv pasta de dinți, inclusiv gelul de duș, inclusiv săpunurile și așa mai departe. De ce în 10 ani în urmă, undeva 10-12 ani în urmă, în Europa și în Statele Unite ale Americii a fost interzis acest produs în ingrediente pentru producerea acestor produse. De aia fiți atenți, când cumpărați un produs pentru familie, fiți atenți și verificați dacă nu scrie triclosan. Dar producătorii sunt și mai șmeche. Ei nu scriu acest cuvânt, ei pun formula sau mai pun ceva, niște lucruri în care noi să nu înțelegem ce conține. Triclosan, se aude triclor, da? Înseamnă că ce conține? Clor conține. Ce este clorul? Clorul este un produs chimic care a fost folosit în primul război mondial ca armă chimică împotriva dușmanilor. Clar. Cum poți să fii benefic? Cercetări au ajuns la concluzia că de acum în mai multe țări că triclosanul aduce la multe boli, la multe patologii. De exemplu, una din acestea este se îmbolnăvește ficatul. Este grav pentru reproducție. Este grav pentru celulele mușchilor. Deci eu v-aș ruga să fiți atenți, să aveți grijă de familia dumneavoastră, de sănătate și să fiți atenți ce cumpărați și ce folosiți. Vă doresc o zi minunată!